Telejurnalul este prezentat de Vadim Cheptănaro. Bună ziua și bine v-am regăsit la știrile amiezii, iată titlurile ediției. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a vaccinat cu a treia doză împotriva coronavirusului. După revelion, poliția a prins 10 de șoferi beți la volan. Cei mai mulți erau în stare avansată de ebrietate, iar unul dintre ei a provocat un accident care a luat viața unui om. Mii de olandezi au ieșit la protest în Amsterdam, nemulțumiți de restricțiile anti-COVID-19, iar demonstrația s-a încheiat cu intervenția în forță a poliției. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a imunizat cu a treia doză de vaccin anticovid. Șeful statului a îndemnat din nou cetățenii să se imunizeze și a tras atenția că rata scăzută de vaccinare afectează gestionarea crizei pandemice. Președintele Maia Sandu și-a administrat a treia doză de vaccin anticovid azi dimineață la Policlinica de Stat din centrul Chișinăului. Se introduce la interval de 6 luni după administrarea vaccinului AstraZeneca. Astăzi introducem, doamne președinte, doza booster cu vaccinul Pfizer, ceea ce recomandă specialiștii a treia doză în Crucișari. Mă simt bine până când am hotărât să vin să-mi fac a treia doză, în primul rând pentru că sunt îngrijorată de evoluția pandemică la nivel de glob. Am văzut cu toții tulpina Omicron, care se răspândește foarte repede. Să nu ajungă Omicron în Republica Moldova, este important să ne vaccinăm. Întrebată dacă este mulțumită de felul în care guvernul gestionează criza pandemică, Maia Sandu a spus că marea problemă este rata mică de vaccinare. Problema noastră cea mare este rata redusă de vaccinare. Aici este eșecul, dacă vreți, al societății în general. Faptul că suntem printre țările cu cea mai scăzută rată de vaccinare, în situația în care noi am fost printre primele țări care au primit acces la vaccin. În luna mai a anului trecut, președintele Maia Sandu s-a vaccinat împotriva COVID-19 cu serul AstraZeneca, tot la Policlinica de Stat. Aproape 340.000 de locuitori din regiunea transnistreană dețin cetățenia Republicii Moldova și au pașapoarte biometrice. Potrivit Agenției Servicii Publice, cea mai mare cerere de pașapoarte biometrice din partea cetățenilor din stânga Nistrului s-a înregistrat în 2018, iar în 2019 a fost atestat un record al solicitărilor de buletine de identitate. Totodată, în rezultatul simplificării procedurii de dobândire prin recunoașterea a cetățeniei Republicii Moldova, în ultimii 4 ani au fost recunoscuți ca cetățeni peste 16.000 de locuitori din regiunea transnistreană, inclusiv din municipiul Bender. În registrul de stat a populației noi avem 343.000 de locuitori în regiune care figurează, 309.000 practic dețin pașapoarte biometrice ale Republicii Moldova, sub 300.000 dețin buletine de identitate ale cetățeanului Republicii Moldova. Am atins deja cifra de 40.000 de posesori de permise de conducere moldovenești, le preschimbă foarte activ. Sunt flori care își deschid larg petalele chiar și în plină iarnă, care e cheie succesului descoperită de un agricultor din satul Bardar, raionul Ialoveni, aflați imediat în telejurnal. După revelion, poliția a prins 40 de șoferi beți la volan. Cei mai mulți erau în stare avansată de ebrietate. În Călăraș s-a produs și un accident rutier ce a luat viața unei persoane care se afla în mașina unui șofer beat. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, în ultimele 3 zile în Republica Moldova au fost depistate mai mult de 1400 de încălcări ale regulilor de circulație rutieră. Peste 300 de șoferi au depășit limita de viteză, alți 200 de conducători auto au ignorat indicatoarele de semnalizare rutieră.
Serviciul de urgență 112 a fost supra-solicitat în noaptea dintre ani. Au fost înregistrate peste 8.000 de solicitări, jumătate dintre ele fiind însă false. Cei mai mulți au apelat la serviciul de urgență medicală pentru a cere ajutor în cazuri de intoxicații, dureri de cap și inimă. Unii au apelat la poliție deranjați de focurile de artificii. Nici acest revelion n-a trecut fără apeluri false făcute de copii. 112, ce urgență aveți? La ce scară se află? Prima, două, trei? Chemare primită, așteptați poliția pentru conflict. Au fost înregistrate peste 8.000 de apeluri în ziua de 1 ianuarie. Urgențele medicale, ca de obicei, sunt înregistrate în jur de 70%. Oamenii au diferite solicitări, să spunem așa. Atât cefalee, atât dureri, atât dureri de spate, atât dureri de abdomen. Au fost și pe 1 ianuarie înregistrate foarte multe fracturi, în special persoanele vârstnice. Oamenii sună în timpul nopții, având solicitări legate de conflicte, bătăi, persoane agresate, persoane agresive, conflicte în familie, bătăi în masă. Oamenii, adică mai ales în Chișinău, solicită poliția pentru că sunt deranjați de exploziile focurilor de artificii și a petardelor. Intoxicațiile de diferite tipuri, în special alimentare, aici intră și alcoolul, certuri, bătăi, conflicte, se mai întâmplă așa și câte o înjunghiere. A fost un apel chiar cu o persoană, a fost bătută într-un, agresată fizic, spunem așa, într-un oraș, dar a sunat, a spus că cumva a ajuns, nu știa nici el cum a ajuns, cu tot un alt oraș care era la 100 de kilometri și adică era destul de foarte interesant și adică am întrebat multe detalii, el era cam în stare de abilitate avansată. Copii mulți sunau, da, spună că arde casa aici, până la urmă noi vrem deja să chemăm pompierii, ei acolo deja încep să joace, adică să râdă, să înțelegem că este un apel fals. Sună un tânăr. Așa, destul de posibil era agitat din cauza, era în stare de șoc. Pe un ton așa lejer, nonșalant, de parcă posteam un banc. Deci că am nevoie de ambulanță, cam o arsură. La una din mâini și-au dat mânica cu benzină. Și când a prins, a vrut să prindă focul, s-a prins și mânica. Am avut diferite solicitări, cum ar fi hipertensiune, dureri de inimă, dureri toracice. La fel, multe solicitări au fost din partea părinților pentru că dureri în abdomen sau greață vomă la copii. De râs și de plâns sună o persoană și spune că îmi sângerează urechea. Zic, dar cum așa? Ce s-a întâmplat? V-ați lovit, v-ați traumat sau cum? Păi înțelegeți, a fost noaptea de Evelion și respectiv acolo dimineața m-am trezit și pun mâna, văd că sângerează urechea. Zic, dar ați consumat alcool? Nu. Zic, sunteți sigur? Pe crucea mea? Jumate din numărul de apeluri înregistrate la serviciul de urgență 112 sunt apeluri care nu justifică intervenția serviciilor de urgență. De obicei, astfel de apeluri sunt apelurile multe când se sună și nu se comunică nimic, apeluri în care oamenii ne sună și, dacă este să vorbim de revelion, ne felicită. Primăria Chișinău a apelat la serviciile private pentru a dezăpezi străzile la acest început de an, deoarece utilajele întreprinderii municipale, ex-Drupo, sunt vechi. Oricum, locuitorii Chișinăului par nemulțumiți de felul în care autoritățile locale și-au făcut datoria. Potrivit șefului ex-Drupo, în perioada 26 decembrie-2 ianuarie au fost scoase la dezăpezire toate mijloacele de transport pe care le are în dotare întreprinderea. Dar chiar și așa a fost nevoie de ajutorul partenerilor privați. Ex-Drupo a lucrat în toate schimburile, s-ar putea de spus, posibile de intervenție pe carosabil. Toate unitățile care le are în dotare, inclusiv cu atragerea utilajelor din partea celor antreprenori care au pus la dispoziție unitățile de transport în oraș, erau implicate peste 50 de autospeciale. Ex-Drupo are pe teritoriu două unități, două autospeciale defecte și necătând la aceasta Cubriu au făcut față pe toată perioada lansărilor. Chiar dacă au fost ambuteiași, deoarece înainte de sărbători toți erau în centrul capitalei și pe la magazine, după cumpărături, chiar dacă a nins în continuu și s-a lucrat fără oprire, nu am avut situații și accidente cu grave consecințe. S-a reacționat
prompt în fiecare situație. I-am întrebat pe locuitorii Chișinăului întâlniți în stradă dacă sunt mulțumiți de felul în care autoritățile locale au gestionat situația privind dezăpezirea drumurilor. Transportul merge greu din cauza la asta. Nu a fost la timp, nu au fost prelucrate drumurile și curățate. Ce notă le-ați dat? 2. Cam slab. Deci ce nu v-a plăcut anume? Drumurile erau înzăpezite. Așa. Ceva trebuie mai bine, dar nu ne-am plâns. Oamenii spun că pe unele trotuare și în curțele blocurilor nu au mai ajuns utilajele de dezăpezire. A fost numai 2 zile care nu prea am înțeles ce au făcut ei, dar cred, probabil au noroc că s-a topit zăpada, altceva nu pot spune. Ce notă le-ați dat? Având în vedere ca strada care eu trăiesc, 6 cu minus. A fost curățat orașul corespunzător acum când a nins? Nu chiar. Nu chiar, a fost o leacă, că au fost pe unii pe locuri. Ce notă i-ați dat primarului sau autorităților municipale? Un 3. Asta nu-i curățenie. Nu-i curățenie, asta e un fel de... așa, știți? Ce notă le-ați dat? Nu mai mult de 6. Primarul Ion Ceban a dat vina pe agenții economici pentru că nu au curățat trotuarele și a cerut amendarea acestora. Foarte mulți agenții economici au așteptat municipalitatea exclusiv să facă curat. Dar și alți șefuleți cu case particulare nu au dat lopată. Și la fel au așteptat să vină primăria municipiului Chișinău. După topirea zăpezii pe străzile din Chișinău, gropile au început să apară ca ciupercile după ploaie. Autoritățile promit însă că de mâine vor remedia problema. A fost discutată și ajuns la o înțelegere cu antreprenorul care pune la dispoziție asfalt rece ca începând cu ziua de mâine să fie livrate acea cantitate de beton asfaltic rece necesar pentru a interveni din partea ex-grupului. În perioada 26 decembrie-2 ianuarie în Chișinău au fost împrăștiate peste 4.000 de tone de amestec de sare și nisip și peste 300 de tone de sare. Florile ce simbolizează dragostea au înflorit în plină iarnă. E vorba de lalelele crescute în seră de un agricultor din satul Bardar, raionul Ialoveni, care folosește o tehnologie nouă de plantare. Florile sunt crescute și alimentate cu apă, fără a avea nevoie de sol. Soții Tonu cresc flori de aproape 40 de ani. La început o făceau din pasiune, dar treptat și-au dezvoltat o adevărată afacere. Eu am crescut multe lalele pe câmp, am avut până la 1 hectar de lalele pe câmp. Până prin 2008-2009 noi am avut plantații mari de lalele la Bardar aici. Pe vremea aceea noi erau și copii acasă, noi lucram cu familia și ne mai ajutau și alți oameni care chemam, avem de unde lua forță de muncă. Azi noi am devenit o leagă mai bătrâni. Forța din muncă lipsește. Pe de o parte și nevoile ne-au impus să creștem volumele, dar creșterea florilor trebuie să-ți placă să le faci, să le crești. Dacă nu-ți place, numai pentru bani nu are rost să crești. Inițial, agricultorul planta lalele doar în sol, dar de anul trecut aplică o tehnologie modernă. În seria lui Nea Gheorghe cresc 18 soiuri de lalele. În acest an, acestea au înflorit mult mai devreme. Secretul constă în noua tehnologie de creștere pe apă. Mai exact, bulbul este fixat pe un suport special, iar în apă se află doar firele de rădăcină. Anul trecut am făcut o încercare, prima încercare să cresc florile pe apă. A fost încercare destul de reușită. Anul ăsta am mărit suprafețele pe apă cam de 2 ori. Trebuie speciale cu ace, unde iese fixează și la leaua stă în picioare. În rest, se crește pe apă, desigur, pe urmă este soluție care o stimulează la creștere. Sunt și avantaje. Ele cresc destul de uniform, le vezi însuși în ce stare sunt tot timpul, le monitorizez și la cules, cum spune, la strâns, e mult mai ușor. Deci florile sunt curate. Am trecut primele flori, au înflorit pe data de 7 ianuarie, anul ăsta au înflorit primele pe data de 30 decembrie. Pentru a avea flori în ajun de anul nou, gospodarul a început pregătirile încă din luna noiembrie. A folosit bulbi de calitate și a avut grijă să mențină în seră o temperatură constantă de 13-15 grade și o umiditate a aerului de aproximativ 75%. Acum agricultorul are în seră câteva mii de lalele și va începe să le culeagă săptămâna viitoare. Apoi va sădi alți bulbi ca să aibă flori și în luna martie. Soile se importează din Olanda. La moment, 18 soile, dar
total, cu cocele care și la 8 martie, sunt în jur de 40 de soiuri. Gospodarul spune că olalea din prima roadă a anului va costa în jur de 15 lei, iar la sfârșitul lui februarie va scoate în vânzare și primii iriși. Moda la numele date nou-născuților nu s-a schimbat nici anul trecut. Statistica Agenției Servicii Publice arată că cele mai populare rămân aceleași deja de câțiva ani. Care sunt acestea, ne spune colega mea Mihaela Ursu. Bun găsit! Ca și în 2020, în anul 2021, mulți părinți au ales prenumele copiilor, inspirându-se din filme sau cărți. Alții le-au pus prenumele pe care îl poartă personalități din spațiul public. Celor mai mulți băieți li s-a dat numele David, Matei și Maxim. Pe lista celor mai populare au devenit și prenumele Alexandru, Damian, Marc, Artem și, evident, Ion. Pentru fete, cele mai populare prenume sunt Sofia, Amelia și Victoria, urmate de Daria, Anastasia, Maria, Eva, Alexandra, Evelina și Emma. În total, anul trecut în Republica Moldova s-au născut puțin peste 24.000 de copii, cu aproape 3.000 mai puțin decât în 2020. Din numărul total al nou-născuților, 12.557 sunt băieți și 11.845 fete. 25 de profesori solitari din raionul Soroca au primit daruri de Revelion în cadrul campaniei Un dar profesorului solitar. Ei au primit și un ajutor financiar a câte 1000 de lei. Acțiunea de caritate a fost inițiată de Direcția Raională de Învățământ și are menirea de a-i sprijini pe profesorii vârstnici din Soroca. Elena Petrache a muncit 38 de ani la școala din satul Vărâncău, a predat limba română pentru generații întregi de copii. Trei generații au fost, mă mândresc cu foștii elevi, băieți buni familiști, fete bune gospodine, majoritatea profesoare. Foștii discipoli pășesc și astăzi pragul, aducându-i bucurii de sărbători. În amun nu s-a făcut așa ceva, un mic atenție și aia să faci foarte mult pentru singurătatea noastră care trăim. Dar acum avem acasă vreo 15 cadre didactice, dintre care 5 sunt profesori solitari. Suntem permanent alături de dumnealor în această campanie. Și Zevastia Slutu și-a dedicat 35 de ani din viață școlii din satul Vădeni. A fost învățătoare de clase primare. Acum la 85 de ani, femeia spune că nu există zi în care să nu se gândească la școală. Cum era pe vremurile cele? 38, 39, 35 de elevi în clasă. Și lucram, ei veneau fără ca să știe alfabetul, litere, de cifre, nimic. De la zero luam și îi fășem ca să... Ia ca sunt, am toate profesiile, și de pedagogi, și doctor, și chiar și am 3 preoți. Campania Un dar pentru profesorul solitar a ajuns în acest an la 25 de pedagogi vârstnici și solitari din raionul Soroca. Ei au primit câte un ajutor financiar de 1000 de lei, bani cu care spun că își vor cumpăra cele mai necesare lucruri. Ia ca pe lemne, pe cărbuni, iarna au venit, noi suntem singuri. Principalul, mâncarea și ceva de cumpărat care e necesar. Este puțin, dar venim cu bucurie din suflet și sperăm că de acum înainte, de la a doua ediție, vom ajunge la alte ediții unde vom putea și vom reuși să punem mai mult în plic. Dar vreau să vă spun că este o datoria noastră, pentru că au pus în mână pixul la multe generații și suntem datori să ne aducem aminte și să revenim din când în când să le mulțumim. Banii au fost adunați în urma vânzărilor calendarelor care ilustrează chipul pedagogilor. Activitățile au demarat de luna noiembrie, începând cu acele poze. Calendarul a fost cu genericul Profesori Soroceni, Făuritori de Destine. Și cu succes am fost susținuți de toți profesorii de raion care au procurat aceste calendare ca astăzi să venim cu suportul. Campania Un dar pentru profesorul solitar a ajuns la a doua ediție. În timp ce Europa se bucură de unul dintre cele mai călduroase începuturi de an din istorie, în alte părți ale lumii zăpada face deliciul oamenilor. Detalii peste câteva momente în Telejurnal.
Israelul oferă de astăzi doza a patra de vaccin anticovid tuturor persoanelor care au peste 60 de ani și angajaților din sistemul medical. Guvernul a luat decizia la doar 3 zile după ce o autorizase pentru cei cu sistemul imunitar slăbit. În Israel continuă să crească numărul infectărilor cu tulpina Omicron. Ieri au fost raportate 4200 de cazuri noi, de două ori mai mult comparativ cu săptămâna trecută. Potrivit Ministerului Sănătății din Israel, aproape 60% din populație este deja vaccinată cu 3 doze de vaccin anticovid. Mii de olandezi au ieșit la protest în Amsterdam, nemulțumiți de restricțiile anticovid. În țările de jos a fost anunțat lockdown pentru cel puțin două săptămâni. Demonstrația neautorizată s-a încheiat după intervenția poliției și ciocniri între forțele de ordine și manifestanți. În Olanda, orice adunare publică cu mai mult de două persoane este interzisă, dar asta nu a oprit câteva mii de oameni să protesteze în centrul capitalei. Fără măști, fără să respecte nicio distanțare și unii cu umbrele galbene, un nou simbol al opoziției față de deciziile guvernului. Din 19 decembrie, țara a intrat în lockdown dur din cauza tulpinii Omicron și totul este închis. The problem here in the Netherlands is that we don't have enough capacity for in the hospitals for the people, so raise that up. And I know it's not a thing that can be erased in two or three months, but we don't do anything about it. So maybe we should solve that problem and not put everybody inside the houses, make them unhappy, because unhappy people get sick. I had COVID and there was not much problems for me, you know, a little bit cold and a little bit runny nose, a little bit headache, and that's it, you know. So for me, I'm not scared, you know, for this new virus Omicron. Grupuri mari de oameni au ignorat apelurile poliției și au plecat în marș prin oraș, unde au fost întâmpinați de forțe de ordine care nu au precupețit niciun efort să-i disperseze. Cel puțin 30 de persoane au fost arestate și 4 polițiști au fost răniți în confruntări. Olanda este în lockdown dur până pe 14 ianuarie cel mai devreme. Sunt închise orice activități cu excepția celor esențiale. Franța relaxează de astăzi unele restricții anticovid. Persoanele vaccinate pot ieși din izolare după 5 zile dacă au test negativ. Este o măsură luată pentru a preveni deblocarea unor sectoare ale economiei. Decizia intră în vigoare în pofida situației epidemiologice grave din țară. Franța se confruntă în ultimele săptămâni cu o creștere galopantă a infectărilor. Varianta Omicron a devenit majoritară. La spitalul din Antibes, în sudul Franței, 2 pacienți în stare gravă au fost transferați la spitalul din Lille, în nord, unde s-au mai găsit paturi libere. Ambii sunt nevaccinați și au 60 și 78 de ani. Pregătirea unui pacient necesită multă atenție din partea cadrelor medicale. 15 asistente și infirmiere pregătesc un bolnav care trebuie transferat. Personalul medical este epuizat după 2 ani de criză sanitară, iar următoarele săptămâni se anunță dificile din cauza răspândirii variantei Omicron. C'est difficile parce qu'on a l'impression de se retrouver 2 ans en arrière. Il y a une déprogrammation totale au niveau du bloc. On a des patients qui ne sont pas pris en charge correctement et surtout on a dû revenir sur nos vacances pour faire face à cette nouvelle vague. Autoritățile sanitare cred că începerea școlilor va determina creșterea cazurilor într-un moment în care Franța se confruntă cu peste 200.000 de contaminări în fiecare zi. De la mijlocul lunii februarie, pentru menținerea valabilității permisului sanitar, intervalul dintre doza a doua și doza a treia se reduce de la 7 luni la 4 luni. Aproape 77% din populație este complet vaccinată, iar 33% dintre francezi au și doza a treia. Pentru Televiziunea Română, Mihaela Antoche. În timp ce Europa se bucură de unul dintre cele mai călduroase începuturi de an din istorie, în alte părți ale lumii e zăpadă. În Arabia Saudită a nins munții din provincia Tabuk, din nord-vestul regatului. Oamenii din toate vârstele, unii veniți chiar din state vecine, precum Qatar, au mers să se bucure de omăt și unii chiar să schieze.
المناظر الطبيعية الخلابة. Un soare artificial de 7 ori mai fierbinte decât cel natural. Este noua ambiție a Chinei, care vrea să obțină energie nelimitată. Aplicarea proiectului a și demarat. 10.000 de cercetători din toată lumea au testat reactorul nuclear care generează temperaturi de câteva ori mai mari decât miezul soarelui, adică se pot atinge 15 milioane de grade Celsius. China a cheltuit deja 1,3 miliarde de dolari pentru proiect. Energia nu va genera aproape deloc deșeuri radioactive și necesită doar cantități mici de combustibil. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor. Cu mai multe informații vă așteptăm la telejurnalul ore 18. Rămâneți cu TVR Moldova. Sunt Vadim Cheptănaru și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă să aveți. La revedere!